Având în vedere că începând din luna iulie 2018 s-a modificat calendarul de plată a pensiilor potrivit Casei de Pensii Maramureș pentru anul școlar universitar 2018-2019, pentru adeverințele prezentate până în 26 septembrie, plata pensiei se va face în luna octombrie cu poșta sau la cont, după caz. Pentru adeverințele prezentate în perioada 26 septembrie-10 octombrie, plata se va face la cont în luna noiembrie, iar pentru adeverințele prezentate în perioada 10 octombrie-26 octombrie, plata pensiei se va face cu poșta în luna noiembrie sau la cont în luna decembrie. Reprezentanții Casei de Pensii Maramureș precizează că pentru cazurile în care adeverințele nu se prezintă până în data de 26 septembrie, plata pensiei urmează să fie suspendată și se va relua numai după prezentarea adeverinței. Reluarea se va face de la data suspendării, adică 1 noiembrie. Adeverințele sunt emise după data începerii anului școlar pentru elevi, respectiv după începerea anului universitar pentru studenți.